Uite, mai vă amintesc că mai vine un autobuz la ora asta să faci așa noapte. Uite și o doamnă, uite și hală dezbrăcat asta, nu i-a ajuns material nici măcar de-o fost. Doamne, parcă-i capra la anul nou. Să rămână, fă doamnă, ce faci, matale? Tot autobuzul aștepți, hă? Nu, dragule, eu aștept altceva. Aha, și aștepți de mult, hă? Uite așa și eu brestau de dimineață la rând, că ne dă bani de ăștia pe ordonanță, știi? Ne dă niște bani degeaba la ăștia care ne dă afară să tășem din gură. Și uite de dimineață și-o breșă tocmai acum i-o dat și i-o dat și-am scăpat și trinul și-o rata. Da, dar dacă ai luat banii, înseamnă că ești un om fericit. Ai de fericirea mea cu aceste bani care ne-o dai. N-ai vrea să mergi undeva? Păi da, trebuie să merg, doamnă, să merg undeva să mă hodinesc la un prieten când auzi că am pierdut și rata și tot. Nu, turturel, să mergi undeva unde să te fac să te simți bine. A, să mă simt bine, a, ei, doctoriță. A, păi, doamnă, cum n-aș vrea eu să mă simt bine, bre, că de la o vreme ni s-o muie toate și ele. Dar unde să merg, bre, că e noaptea, cu aia se noptează și cât e ora? E, $20. Aha, 20, bre, am potrivit eu 6 aici la 20, dar pentru ce ești mai departe, unde trebuie să pui limba? Hopa, hai că ai început bine, mergem. Luam noi program non-stop. Cum, adică și noaptea? Mai ales noaptea. Te vrei, dar și că fel de cabinet ai matare acolo, bre, în noaptea. Ori aici de ăștia cu bioeternitatea, ăștia ca, cum să zice, care te bâșbui pe deasupra și ți ieși paralele degeaba. Nu, doamnă, eu dacă merg în calea, îmi faci un consult cum trebuie. Mă iei din cap până în chișoare, nu? Ai, mă rog, dragule, dacă vrei tot tacâmul, să știi că e mai scump. Cum și tacâmurile scunchita ăștia cu guvernul lor, dar ar dracu în capul lor să dea. Păi de ce, doamnă, să dai bani mai mulți pe niște târtiți și scinări? Nu-s mai buni pulpile? He, mă rog, turturel, depinde de gustul fiecăruia. Dar ce, pieptul nu-ți place? Ei, îmi place, doamnă, e bun și pieptul, dar e mai ațos. Să știi, și dacă stai prost cu dantura, mozolești la el degeaba. Și apoi drept să spun, ei cel mai mult îmi place rânza. De, mare acolo niște zgârșuri, dar și vrei. Le pălăvrăgești într-una și mă zăpăcești și îmi pierzi și clienții. Lasă-mă în pace dacă nu vrei să mergi. Stai, doamne, și ai mulți clienți. Dar normal că am mulți clienți. Am parlamentari, am procurori, am patroni, am oameni cu bani serioși, domnule, nu ca dumneata. Înseamnă că te prișești, știi ce-ai de făcut, a? Ei, mă rog, dacă soțiile lor nu le oferă ce le pot oferi eu. Păi, nene, femeie, și să știi, femeile doar nu-s doctorizi, behamie, în afară de ventuz altceva nu știe să-mi facă. Și drept să spui că eu stau proșă cu șora scinării. Când ne se înțăpenește, ne-o freacă cu gaz. Cu gaz, domnule, vai de mine, și nu ustură. Nu, că freacă repede, să nu se facă bieșici. Ascultă, iubițele, dacă mergi cu mine, îți arăt eu tot felul de procedee și nici nu ustură. Așa, un proceduri de acelea, da, doamne, e bun că am mai făcut-o dată proceduri de este când m-au trimis cu CAP-ul la Sovata. Bre, erau acolo niște femei halal. E, păi normal, domnule, alea au vechime, experiență, nu ca noi. Da, era și câte una de asta mai veche, câte o hoașcă de babă de asta, stătea cu gura pe tine, desfășea capul cu cuțitura. Și nici nu-ți fășea meseria, drept să spui. Hai, lasă, turturel, că dacă mergi cu mine, ți-arăt eu meserie. Înseamnă că știi ce ai de făcut. Dar ce trebuie, studii superioare pentru asta? Dar de când eu cu matale din meseria asta, din cam medicină? Din școala primară. Așa, înseamnă că de mititic că ți-a plăcut meseria asta, a? Lasă, gine că ți-a ajutat Dumnezeu să ajungi și ai vrut. Domnule, mai zăpăcit cât mai turui, domnule, dacă nu te decizi să mergi odată, lasă-mă în pace și gata. Stai, doamne, și te strohotești în halul ăsta. Stai, leacă, merg, dar nu trebuie să știu și eu și în faci acolo, merg ca bou. Cum, deci, trebuie să dar știu... Dar n-ai și... mai fost, domnule, niciodată am mai fost la... Am odată la doctoriță, la dește cum a venit prin stat pe la noi, bre, zice că-s de la Sanipis, de ăștia, nu știu cum zice. Și? Păi și m-o consultat, m-o luat și cu fața în sus și cu fața în jos și până la urmă mi-au zis că am mărit așa care o iei la mână, bre, 18 cu... Tensiunea, zicea doamna, da, era mărită. Bine, dragule, hai, dacă mergi cu mine, strece și tensiunea, zău. Întrece, hă? Hala, la doamna, mine așa. Acolo-i călduț. În cald, da, să știi cald, că s-a zis, stau prost cu ramatisma, da. Facem și o cafeluță. O faci tare? Ei, lasă că vedem noi acolo. Nu zic de cafea, doamnă, că eu stau prost cu inima, bre. Ne dezbrăcăm. Da, uite, se le...
Stai, doamnă, cum să ne... Dezbracăm, domnule! Păi mă dezbrac eu, dar matale de ce să te dezbrac? Dar doar nu-i vrea, domnule! Așa-i, doamne, că prostă-s, doar n-ai să mă consulți cu paltonul pe matale. Ah, ne întindem în pat. E, da, în pat. Stai, doamnă, ne întindem. Stai, bre, oleacă, păi mă întind eu că-s beteac, dar matale nu stai în cișoare? Mă rog, dacă pot și din picioare, e perfect. Ei, nu, stai, cum zici matale, bre, meseria ma ta, nu mă bag eu acolo. Auzi, bre, da, la cât vrei să-mi faci matale, oare rezist că eu sunt bătrân, bre? Vai, iubițel, dar ce o problemă, luăm o pastiluță. Ai de capă, matale, o pastilă, eu bulin cu sacul și matale, crezi când treci de la o pastilă? Pastiluța aia albastră care te face flăcău. Ah, au luat unii câte una și nu se mai săturau. Zou? Înseamnă da. Că-i bună de poftă de mâncare, a? Oh, pentru toate poftele, domnule! Hei, lasă, ia auzi, bre, și cât costă? Ei, 300 de mii! Sacu? Pastila, domnule, vai, de mine ce mototolist mă scoți. Lasă-mă, doamnă, fugi de aici, bre, 300 de mii, una, lasă-o, dracu, mai bine nu îmi dai ceva să suc, poate e mai ieftin. Mă rog, dacă pot și fără pastiluță, trecem direct la aparat. Aha, așa, doamnă, la aparat. În calea acolo, la aparatul acela, matale, te uiți și vezi tot. Ne, matale, te uiți, eu îmi fac meseria. Cum să mă uit eu, bre, dar și eu mă pricep la aparat. Stai, doamnă, auzi, bre, dar rezultatul, ne-l dai pe loc sau trebuie să mai viu? Aha, la ce o să-ți fac eu, turturel? În mod sigur ai să mai vii odată. Așa, doamnă, halal de matale, doamnă, dacă te pricești și știi ce ai de făcut. Auzi, dacă am să fiu mulțumit, să știi că mai viu și mâini și o aduc și pe nevastă mea. Ce? Pe nevastă ta? Păi da. Nenorocitule care ești, uite, îmi pun capul cu toți obsedații sexuali. Stai, doamnă, perversule, stai, care doamnă, nu, da. Nenorocitule, stai, pleacă, stai, domnule, lasă-mă în pace, că m-am săturat de nenorociți ca tine, mai de tâmpița în parte. E, te mai oameni buni, eu te pe mâna cui te dai? Halal, doctoriță. As, tot mai bun e o frecție cu gaz și nici nu ustură.